Unde ai fost? Ți-am zis mie să nu mai umble așa iurea, că avem o grămadă de chestii de făcut pentru nuntă. Trebuie de ales meniurile, de ales sala, de ales invitații. Tu, Miha, tu stai toată ziua pe telefon și am mail la rost, ți pare normal? Da, dar eu ce crezi că fac, Mircea? Uite! Uite, dau like-uri și comenturi la, la cunoștințe vechi ca să reîncălzesc relațiile. Uite, chiar acum am scris un la mulți ani la o fostă colegă de la, de la, gimnaziu. Am văzut că o fostă prietenă din Germania are un copil, am scris, să, o, ce mai au crescut. Și cum, cum crezi că-ți vin oamenii la nuntă? Dar eu am o curiozitate, Miha. Tu cam câți oameni te calculezi că o să avem noi la nuntă așa? Păi, Mircea, nu vreau o nuntă foarte mare. Un 500 de oameni ar fi ok. A, ah, e ok. Am crezut că vrei un milion de oameni. Tu, Miha, 500 de oameni, tu îți dai seama? Vrei să facem festival, tu? Păi, dar nu așa e frumos, Mircea, să, să ne vadă oamenii. Deci tu de studia, faci ca să te vadă lume, nu? Păi hai că facem o poză, o postăm pe Facebook, o promovăm cu 500 lei și vede tot orașul, nu mai trebuie să faci nicio nuntă. Păi și nu vrei să facem niște bani? Păi hai să calculăm, da? Dacă ai 500 de invitați, tu trebuie să mergi înapoi la cam 150 de nunți. Dacă pui 15 nunți pe an, tu următorii 10 ani tu nu mai ai ce să faci, concedii este adio, da? Păi așa mai bine mă duc la bancă, mi un credit și puteți numai cu bani, nu și cu timpul meu pe 10 ani. Deci nu mai vrei să facem nuntă? Ba păi, da, o facem. Facem nuntă cu cap. Nuntă mică, dar cu mulți bani chemăm frumos rudele mele din Anglia, Germania, astea mai înstărite, și și -ale, ale tale de Doamne ajută din Italia. Nu, nu vreau să vină ea la nuntă. Pe tocmai că nu-ți vin, că sunt restricții și nu mă trimit bani. Nu trebuie să-ți bați capul cu meniu, nu trebuie să mergem înapoi la ei, i ți bani curat, Miha. A, și să stau eu prin autogar să aștept plicurile cu bani. Ce plicuri, Miha, tu ești copilă. Trimi banii pe aplicație prin Corona Pay și atunci poți să vezi clar frumos cum vin grosul de la neamurile mele din Anglia și Germania și și de la tine cu... ne dau bani de o maslină din Italia. 20.000 de euro, Mircea. Ți-o trebuie în tă mică, a? Miheala, dragă, stai liniștită, că acum vin cifre din diaspora, da? Uite, Corona pe e simplu, comod, vezi cine ți-o trimis și cât, că nu mai avem discuții, că de la mine vin nu știu cum. Păi? zi. Viorica Italia, 100 de euro. Mă, da, nu? Eu nu Germania, 400 de euro, e băiatul. Să știm fiecare cât contribuim, nu? O să nu ne mai mințim după aia. Și Nicul, Londra, 290? De ce? Ia 10 euro comision? Nu, că nu se ia comision aici. Este descriere. 300 de euro cadou de minus berile alea. Păi ăsta au scăzut două beri din cadou de nuntă, mă. Și eu că l-am să care mobila, acum ce-ar trebui să fac? Nisimțitul. Ioi, ia, oi...